făcut însă remarcat și a ajuns chiar la echipa națională de la Borussia Mönchengladbach. O recuperare acum a nemților, încă o centrare blocată și va fi prima lovitură de colț. Sindalen, am văzut ceva mai devreme și pe managerul echipei, Jeff Salden, și un prim șut pe poartă, este golul lui Robert Lewandowski. Minutul 18 al meciului. Înscrie Robert Lewandowski, are niște cifre absolut extraordinare. Aici e prezent lângă Ivan Perisic, cel care a trimis cu capul spre poartă. Lewandowski îndeplinește o simplă formalitate, a scăpat bine de marcaj. Reitner caută și îl găsește pe Bittencourt, are doar varianta unei pase către Blașikowski, către polonez, sunt grea cu această pasă. Și Leitner intră în careu, semnă lateral pentru Blașikowski, se închid bine elvețienii. Continuă atacul Borussiei, din nou Blașikowski, centrare la 11 metri. Prima lovitură de colț a elvețienilor și este o intervenție ezitantă a lui Langerak și Sindalen restabilește egalitatea. Foarte greu să dăm seama cine are luat în prima fază. Cert este și cum poate fi contraatacul elvețienilor. Marco Matis pentru Kavusevic, deocamdată nu are cui să-i centreze. Apare acolo foarte bine Igor Tadic, este din nou ocazie mare. Kirch pentru Gündogan, bună pasă acestuia. Amini mai departe, Kel nu mai vine însă la combinație. Și aici o deposedare foarte bună a lui Kirch, centrare și este intervenția lui Herzog. Nu s-a terminat însă atacul, Lewandowski retrimite această minge în careal. În asemenea situații, Schmelzer. Nu, este Reus, acum apare Schmelzer și primește de la Marco Reus. O pasă pentru Amini, ocazie pentru Borussia Dortmund. Se vor înteți atacurile nemților. Foarte rar am văzut centrări pentru lovituri de cap. Foarte des, în schimb, pasele pe jos, înapoi. A pierdut Schmelzer. Acum Ezechiel. Centrare foarte bună și foarte aproape de gol. O prindere ceva mai bună acum a lui Reus, o pasă simplă în fața porții și este 2-1 pentru Borussia Dortmund. N-au fost acele atacuri susținute și foarte, foarte dese, însă până la urmă e un atac clasic finalizat de Kevin Grosskreutz. Șapte minute înainte de final, Borussia Dortmund trece din